acest loc al Bratislavei, Sanda Galisova, o tânără din Republica Moldova, și începe călătoria în lumea mare. Se întâmpla în anul 2015, când a fost admisă la studii în Europa. În Moldova absolvise Liceul Academiei de Științe. A depus actele la mai multe universități, dar a ales Bratislava pentru calitatea învățământului de aici și șansa de a obține o diplomă calificată în economie și relații internaționale, recunoscută în toată lumea. Anul 2015 am fost admisă la studii și în anul 2020 am absolvit masteratul la Facultatea de Relații Internaționale, Universitatea de Economie. Am câștigat o bursă oferită de Ministerul Economiei Republicii Slovace. Primul an am învățat limba slovacă și la cursul de pregătire pentru a fi admis la universitate și ulterior 3 ani la licență am studiat și 2 ani la magistratură. Uniunea Europeană îți oferă o serie de oportunități educaționale, afirmă Sanda, care povestește cum studiile din străinătate i-au deschis noi orizonturi și i-au oferit acces la un sistem educațional de calitate. Nu știam dacă îmi va plăcea să studiez într-o limbă nouă, dar am plecat, am câștigat bursa, am plecat. Primul an am studiat, am cunoscut foarte multe persoane noi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost și admis la universitate. Am început să călătoresc mai mult în Europa, să văd persoane, să deschid noi orizonturi, noi oportunități. Pe lângă calitatea înaltă a cursurilor și a profesorilor, universitatea i-a oferit oportunități de networking și stagii în cadrul unor organizații internaționale. Foarte multe lucruri sunt teoretice, nu doar ceea ce este în carte, ceea ce putem și noi să studiem. Foarte multe chestii practice, proiecte împreună cu colegii. Ceea ce studiem să și putem aplica și asta mi-a plăcut foarte mult. De asemenea și în Polonia, la Erasmus, foarte multe proiecte de grup, chestii practice pe care le putem aplica. Pentru Sanda UE înseamnă mai mult decât o simplă regiune economică, este o platformă care îi oferă posibilitatea de a-și îndeplini visele. Și oportunitatea de a pleca și în altă țară și a compara și din Slovacia și din Polonia, oportunitatea de a pleca în Erasmus. Pe lângă studii, împreună cu colegii, am mers și la președinție, la parlament, chestii practice am făcut împreună și am făcut și stagierea la reprezentarea Uniunii Europene în Bratislava. Fiind student aici, am avut oportunitatea să fiu stagieră acolo. După ce a obținut diploma de licență, Sanda a continuat să-și dezvolte cariera, colaborând cu organizații internaționale și explorând oportunități de angajare în diverse domenii. Profesori diversi, am avut și mai tineri și mai în vârstă, mereu foarte susținători, chiar erau unii profesori, vai, studiezi într-o limbă străină, poate este foarte complicat pentru tine, dacă ai nevoie de susținere, de orice materiale adiționale, mă poți întreba și cu siguranță te ajut. Da, și de calitatea studiilor și ulterior să fiu angajată într-o țară europeană și să fac cunoștințe cu mai multe persoane. Uniunea Europeană, prin programele sale de burse și mobilitate, continuă să fie o alegere atractivă pentru tinerii care își doresc să-și dezvolte abilitățile și să-și construiască un viitor solid în cariera lor. Aceasta este clădirea nouă, unde este și facultatea mea de relații internaționale. Este intrarea, la moment se renovează. Uniunea Europeană oferă șansa la educație tuturor celor care vor să obțină studii de calitate, experiență internațională, prieteni în toată lumea și multe oportunități ulterioare de angajare. Viitorul Moldovei îl văd doar Uniunea Europeană. Și Slovacia, dacă nu ar fi în Uniunea Europeană, ar fi undeva la nivelul Moldovei, să zicem. Da, după cum îl văd, viitorul Moldovei este doar în Uniunea Europeană. Mult mai multe oportunități ar fi, salarii mult mai mari.